Crăciun fericit, dragilor! Crăciun fericit! Ne revedem de data asta din Gießen. Suntem la târgul de Crăciun. Am venit în Gießen la târg pentru că în orășelul în care stăm noi nu există târg de Crăciun. E atât de mic încât nici târg nu are. Așa că suntem aici, la vreo 20 de kilometri de unde stăm noi, vreo 70 de kilometri de Frankfurt. Și ne place foarte mult. Am intrat în spiritul sărbătorilor. Sperăm că a ajuns și la voi, măcar puțin. Ne începem dimineața cu un vin fiert înainte de mic dejun. Și vă luăm cu noi pe aici să vedem ce bunătăți găsim. Aș mânca din toate dacă aș putea. Da, eu vreau neapărat să mănânc wursterul lor sau cum se numește. Am văzut că se cheamă și bat wurster sau ceva de genul. Nu știu care e original. Wurstelul ăsta nu e Thuringer-ul, de fapt. Este original Thuringer din ce am văzut. Și am mai văzut că mai este unul bat wurster sau ceva de genul. Nu știu care e diferența, dar o să vedem noi. Ce ți-ai aici? $3.50. Vezi că am mărunt. Thank you. Danke. Acum să vedem cum îl mâncăm. Ia zi-mi ce gust are. Cartof. Vezi ca la noi, nu? Da. Dar interesant cum e pus. E super tare. Cartoful belit. Ia. Yeah. Super interesant. Un fel de chips. E chiar șmecheră ideea. Ai văzut ce faină e rotea? Da. Deci eu, dacă ar fi să aleg o mâncare pe care să mănânc în fiecare zi pentru tot restul vieții, ar fi cartofii. De orice fel. Cartof și brânză. Asta voiam să spun eu. Cartof cu brânză, dacă se poate. Cartof cu brânză, dacă se poate, da. Nu, sunt chiar buni. Uite chipsuri. Chipsuri un pic mai grase. Cam piperat la preț. 4 euro un cartof? 3,50 euro. Da, da, ești la târgul de Crăciun. E un cartof. Imaginează-ți câți cartofi îți cumperi de 3,50 euro. După un minut. A fost un cartof bun. Dar e unul sau doi? Unul. Ai văzut că îl pune aici în vârf și era tot tăiat spirală. Și pe aia îl trăgea așa pe bălți. Rostogolindu-se de aici. Fericit? Ia să vedem, dă să pună primul șterel aici. Ce grimoase faci! Aștept să-l pui un pic să răcurească. Nu! L-aș lua pe tot. Am tot în gură. Așa, mi-a făcut ce mănânc aici, doamne, dar ce mănânc? Mamă mea, ce bun e, vrei să mănânci? Da, nu pot să mănânc așa fierbinte. Ia uite ce fericit de el. Am ajuns la partea cu pâinii. Dar ce mai încercăm, cum place? Nici măcar n-ai terminat. Vreau să mă umflu ca un balon. Să plecăm bile de aici. Vrei tot ceva sărat sau dulce? Tot sărat, dulce mai târziu. Mamă, dar ce bun. Mâncați acum? Ah, da, da, da. Cât e? 80 de cenți una? Da. Una așa și încă una... De care vrei? Eu vreau, cred că 3.
În sfârșit ne înțelegem cu cineva. 1,60€. Mulțumim, Sărmâna! Oh, ce satisfăcător! Altfel... Hai să mâncăm! Hai să cercăm! Mănâncă tu prima! Aici, la Brad! Ia să vedem dacă are marshmallow. Ia să vedem dacă e marshmallow. Știi cum zic eu când? Eu zic că jos e biscuiti și sus e nu marshmallow. Cum se cheamă aia? Ai, o... Ce n-ai mai asta? Un slime? E spumă. Spumă din aia, da. Cu ce îi? Cu mentă? Un slime, da, e after eight. Mm. E fain, deci faci pe ta. A mea e mai bună. Deci? Așa zic. Băi, ce drăguț arată. Dar n-am nimeni nicio... spumă de asta. Îți place? Uh-huh. Care e mai bună? Nu e a mea mai bună? Nu? A mea e mai bună, e mai, de-a-s-i mai gust. Deci? E mai faină asta. E mai puternică. Yes! Iar am făcut alegerea bună. Eu am la sigur, la timp. Am intrat în magazinul ăsta, unde toate chestiile sunt la 1 euro. Fără atis. Am luat astea pentru Revelion. Avem cicăra în România. Bani hash thousand. Candy cane. S-au pus peperoni direct, sau ce-s ăștia? Jalapenos. Nu știu ce e. Da. Hai să stăm undeva jos. Belea. Cum sunt? Mamă. Picanți? Sunt picanți, dar sunt picanți bine. Cum ți par? Super bun. Mai bun decât ăia pe care i-am mâncat în Brașov sau unde am mâncat de la... Mm. De la cartofiserii sau cum se numea? Nu, ce-ați făcut, șmecher? Uhu, picant! Nu mai aici pe cartea asta. Mamă. Pete? Cum îl prind? Nu știu. Crăciun fericit! Suntem la ultima cărință de vin fiert pe ziua de azi. Treia. A treia pentru unii dintre noi. An astronaut, invite me, let's go.
mall, chiar atunci care e. Asta e dovada că muzica sună bine în orice limbă. Și muzica atrage oameni. Pe cât de urâtă din punctul meu de vedere este limba asta, pe atât de bine sună muzica. Ador. Dar duce aminte de Tokyo Hotel. Eu de asta. Știu, da, eu am ascultat Tokyo Hotel. Eu n-am înțeles nici măcar o literă, nu un cuvânt. Și chiar am avut o tentativă de a învăța germană. A fost fix o tentativă, de câteva luni. Plimbarea noastră prin târgul de Crăciun din Gießen se încheie aici. Ne pregătim să mergem spre casă și... Sperăm că ați avut și aveți în continuare un Crăciun superb, că ați primit tot ce v-ați dorit și nu putem decât să vă urăm tot binele din lume, să aveți un Crăciun minunat în continuare, un an nou minunat și... Să ne vedem cu bine de acum încolo. Mulțumim că ați fost alături de noi azi. Sperăm că am adus un zâmbet în casele voastre astăzi. Și pe curând! Tschüss!